dragii mei! Astăzi vreau să vă fac cunoștință cu Delia și Călin. Delia și Călin sunt preșcolari în grupa mare. La toamnă ei vor merge la școală. Haideți să-i ajutăm la câteva activități matematice. Călin are 5 caiete. Delia îi mai aduce 4 caiete. Câte caiete are în acest moment Călin? Călin are 9 caiete. Bravo! În penarul Deliei găsim 5 gume de șters, 2 ascuțitori și 3 creioane colorate. Câte rechizite are Delia în penar? 5 gume de șters, plus 2 ascuțitori, plus 3 creioane colorate, egal 10 rechizite, corect! Să mergem mai departe. Pune în ghiozdanul lui Călinuț 2 caiete, un penar, 3 creioane colorate și o gumă de șters. Bravo! Spune ce formă geometrică are caietul lui Călin. Corect! Are formă dreptunghiulară. Mai departe, ce culoare are ghiozdanul Deliei? Ghiozdanul Deliei este roz. Corect! Care dintre cei doi copii este mai înalt? Călin este mai înalt. Corect! Și, la final, vă invit să deslușim următoarea ghicitoare. Dai greșit? Ia seama bine, folosește-mă pe mine! Foaia albă va rămâne, ai grijă să scrii mai bine! Ce credeți că este? Guma de șters! Corect! Vă doresc mult succes tuturor! Pe curând!